stimați colegi, ne-am întâlnit în ședință extraordinară, zic bine, doamna secretar, nu? Nu. Nu? Nu. Ședință? E ordinară, nu știu, deschisem undeva extraordinar. Bun. Un titlu. O scris da, în ținută. Da, am așa, bun. O să vă dau citire celor 4 proiecte pe ordinea de zi, prin care avem și de aprobat un proces verbal. Primul proiect pe ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pe raza UAT Comuna Măgura, județul Bacău, pentru anul 2022-2023. Inițiator primar Costraș Iordache. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Măgura și a celorlalte structuri și serviciile publice subordonate Consiliului Local al Comunei Măgura, începând cu 1 februarie 2022. Inițiator primar Costraș Iordache. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind întocmirea documentației pentru vânzare terenuri concesionate aparținând domeniului privat al Comunei Măgura, județul Bacău, pe care sunt edificate construcții. Inițiator primar Costraș Iordache. 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2022. Inițiator primar Costraș Iordache. Ok. Deci avem primit rapoartele consultative de la comisii pentru toate 4 proiecte de hotărâre. Întrunesc condițiile de aprobare a proiectului de ordine de zi. Bun. Cine este pentru? Lipsește domnul Marcu și doamna Vasilo. Domnul Curiu Mariana din vot online cu dovada că este în carantină. Ați primit procesul verbal al ședinței ordinare de 20 decembrie 2021. Sunt ceva discuții privind procesul verbal? Nu sunt. Cine este pentru? Domnul vice, dumneavoastră? Domnul vice, că n-am citit, n-am apucat să zic. Am înțeles. Bun. Deci avem un citit pentru prostul, nu? Deci v-a să simți. E a doua abținere. Poftiți? E a doua abținere. A doua abținere, am înțeles. Da. Eu le contabilizez ce se fac. De informații profesionale. Bun. Dacă cineva se află cu interes pentru vreunul din proiectele de hotărâri, vă rog frumos anunțați la începutul ședinței, vă consemnați. Nu votați, nu discutați asupra proiectelor de hotărâri, care sunt pe ordinea de zi. Da. La președinte, eu, doamna secretară, vreau să menționez că atât eu cât și colegul meu, Lucian de Roșcu, noi facem parte din Consiliul de Administrație a Școlii și la proiectul, la primul proiect, Organizarea rețelei școlare, să ne abținem. Nu participăm, nu participăm la discuții și nu votăm. Așa a spus domnul Buslar, adică să ne înțelegem, nu de altceva, nu. Adică să fie lămurit treaba. În cazul în care vom participa sau vom vota, putem fi penalizați în tribuna și 6 luni cu 10% din indemnizație. Așa a spus domnul Buslar. Deci, asta e masă. E bătut în băie, nu mai e comentat. Da, bun. Ok, bun. Începem atunci pe punctele de ordinea de zi. Deci la punctul 1, da. Interes. Ciorcilu și Căruștea. Azi, Mășa Adrian. Salut, Adrian. Salut, Adrian. Nu mă duc să notez asta. Adrian, cunoști ordinea de zi? Da, ești... Bun. Ești doamna director. Acum am trebuit. Doamna director, Adrian, am citit ordinea de zi. Sunteți pentru amândoi. Da? Perfect. Asta a reușit și... Lăsăm așa cam... Acum au venit. Bun. Am votat și procesul verbal, dar... Trecem la conflict, la interes asupra proiectelor de hotărâri. Două aveți. Da? Care? Rețeaua școlară și... Deci dumneavoastră la rețeaua școlară. Nu discutăm, nu votăm, da? O să iau vorul în funcție de ce rămâne. Pe concesiune am citit, domnul Marcu, aveți interes. Nu discutați la proiectul, votați, ca să nu vă situați în conflict de interes, da?
Și mergem mai departe. Așa, la punctul 2, organigrama. La organigramă, doar domnul Sorin Dăscălescu. Domnul Sorin, deci la punctul 2. Nici o indicație la domnul Sorin. La domnul Dăscălescu, da? Și la punctul... La proiectul numărul 3, din nou, să notez. Deci avem, cred că mai degrabă iau după fondul, e mai ușor. Da. Deci avem Ceaunaș. Ceaunaș. Chelaru Alina Mihaela. Răzvan Ciorcelă, tu ai? Da. Da. Vasiluie Doenița. Dăscălescu. Dăscălescu. Marco Adrian. Puiu Marian. Dacă nu-i trezea. Da. Văzuța, ai aflat ceva, nu? Am avut, nu mai. Nu mai e. Da. Și doamna direct, doamna Vasiluie. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. Bun. În funcție de asta... Să votăm. Mergem la primul punct de pe ordinea de zi. Bun. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pe raza OAT Comuna Dobura, județul Bacău. Aveți discuții? Nu. Domn primar, în calitate de inițiator, vreți ceva să ne spuneți? Da, nu. Aș proiectul pe la primul mai anual în fiecare an. Avem aviz de la tot ce ne trebuie. Aviz în schimb. La rețeaua școlară, cred că sunt consilieri, domnul Beruș, cu domnul Răzvan Ciorcelu și mai spune, da. Am anunțat. Ați anunțat deja? Da, am anunțat. Vă rog, doamna... E o întrebare, că n-am înțeles ceva la rețeaua școlară. E prinsă școala Emil Brăiescu, asta pentru cultura mea generală. Așa. Grădinița cu program normal Frihan. Corect. Școala 2. Școala 2 e cea din Moseviți. Corect. Dar e obligatoriu asta cu chiar dacă ea în momentul de față nu e funcțională, că mă bagă am și vorbesc că ea dacă nu e funcțională, ea aparține rețelei școlare, că va intra din nou în circuit când se termină realizarea. Asta unde intră? Asta e lucrurile din incinta școlilor, nu mai sunt trecute ca să funcționale, dar ori erau în 2 ani în față. Gata, mulțumesc. O să mă lămuresc că e foarte bine. Bun. Mulțumesc. Cine este pentru? Așa, deci avem... Abținere? Nu, împotrivă nu. Ok. 2 comandamente au pus 12. 12 pentru 7. 12 pentru 7. Acum eu, Răzvan și doamna director. Da. Da. Deci 12 pentru 3 n-au participat la vot. Da. Acum, vorul e... majoritatea absolută cu 8 într-unii voturile. Toate sunt în afară de 3 care este cu majoritate calificată. Bun. Și ultimul cu majoritate simplă. Proiectul numărul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunii Măgura și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliului Local al Comunei Măgura, începând cu 1 februarie 2022. Inițiator domnul primar, dăm cuvântul. Da. Urmare și a discuțiilor din ședința trecută privind regândirea administrării serviciului de apă, pentru că împreună aici am hotărât că vom delega parte din mentenanță către o firmă să asigure mentenanța pentru apă și canal. Am gândit cumva că ar trebui modificat organigrama în sensul acesta, pentru că de la apă canal, chiar cu un post, înapoi la Comunul Cultural, la bibliotecă, pentru că așa, de acolo l-am luat. Am luat de la, dumneavoastră știți că n-am înființat cele trei posturi, am luat de la Căminul Cultural bibliotecarul, l-am dus pe apă canal și în un post. Erau trei posturi acolo. Cred că eu am da. Ce-o scoteam.
Deci un post pleacă înapoi la, la bibliotecă și din cele trei posturi, unul rămâne pe Apășcan, din cele trei posturi, care erau pentru persoane cu necalificate, va trebui să ridicăm un post la, pentru persoană calificată care să fie responsabil cu apa și, și canalul pe Comuna Mogura. Deci, mentenanța are treaba, cu mentenanța asigură întreținerea sistemului, reparații și tot ce ține de, de buna funcționare a sistemului, însă ne trebuie un responsabil cu apa și canalul care să facă efectiv, să țină de facturare, de contracte, de efectiv de supervizare a întregii activități la, la apă canalizată. La Căminul Cultural, așa cum vă spuneam, am luat bibliotecarul, l-am dus la apă canal, nu mai fi nevoie pentru că externalizăm serviciul, îl ducem înapoi la Căminul Cultural. Deci avem nevoie acolo de de un om, pentru că avem Căminul Cultural finalizat și este nevoie ca gestiunea să o preia cineva acolo. Înainte avea într-adevăr bibliotecarul, așa cum era Căminul. Acum, Căminul are valoare, are toate utilitățile puse la punct, are dotare, are tot ce trebuie și este normal să avem un om care să fie și responsabil să ia, să preia toată gestiunea de acolo și inclusiv să asigure buna funcționare a Căminului Cultural. Care va face și arhivistică, va ține și biblioteca din Căminul Cultural, adică va avea oricum și alte atribuțiuni, nu se va ocupa neapărat doar de Căminul Cultural. Pentru că nu ne putem, sincer, nu te permite să ținem un om doar pe Căminul Cultural. Și atunci va avea și alte atribuțiuni, da? Mă gândesc că este bine să fie cineva responsabil care să preia efectiv gestiunea acolo. Pentru că nu putem da oricui din primărie, angajații din primărie, care știți și dumneavoastră, unii dintre ei sunt deja supra-depășiți sau supra-încărcați cu activități pe care desfășoară zilele. Cam asta e gândirea. Așa am gândit-o și sper să se primească și avizul și acordul dumneavoastră. Domnul Ciorcina. Domnul primar, o întrebare, că tot am discutat despre grupul ăsta în trecut și am fost de acord marea majoritate a consilierilor locali cu privire la cel care vreți să-l angajați pe apă și canal cu, nu știu, avizat tehnic, adică să aibă un atestat să priceapă, adică instalator, nu? Sau cum? Nu va fi instalator. Și vă spun și de ce nu va fi instalator. Pentru că mentenanța noi practic o dăm la firma care se ocupă cu... Păi specialist în ce? Ca să, adică studii tehnice? Care se ocupă cu mentenanța. Eu știu, o persoană care își se ocupă să lucreze, exact cum vă spuneam, pe apă și canal, să gestioneze efectiv serviciul. Să facă, să încheie contracte, responsabil, să încheie contracte, să îngrijească din cascări, din citirii, contori, din toate astea. Pentru că... Și aveți în vedere cineva cu studii superioare, adică mă refer pentru postul ăsta sau? Eu nu știu ce să vă zic, dar nu. Vrei să te pui CV-ul? Nu, să te pui CV-ul, deja am eu problemă. Nu, activitatea atât de complexă, eu știu, să fie neapărat pe studii superioare. Trebuie să fii tânăr, să faci alergi, în rest. Am... La asta, când dumneavoastră deja ați spus... Să facă teren. Însă la Căminul Cultural am optat pentru studii superioare. Pentru că e o activitate, e și responsabilitate mai mare, interesant. Am și o întrebare la Căminul Cultural. Dacă se face un post acolo și o să avem echipamente care trebuie întreținute, îngrijite, o să avem evenimente, cineva o să trebuiască să-l pornească, să-l închide, să se ocupe de o eventuală problemă care apare în parcurs, nu trimitem toată lumea acasă. Ar putea fi o persoană care să aibă o pregătire, o specializare, pe sonorizare, pe electronică. Mă gândesc că... Dacă găsim asta, eu sincer mă interesează să am o persoană foarte abilă care să-și învețe lucrurile astea, pentru că nu e atât de complicat să manipulezi toate instrumentele de acolo sau să le folosești, să le pui în valoare, să faci treabă cu ele. Mă interesează să aibă grijă de cămin ca stare, să țină gestiunea, să țină tot ce acolo și așa cum vă spuneam, să mai fac și altceva. Adică nu vizează să țin un om acolo, l-am angajat, să stea niște la Căminul Cultural. Nici bun, de fapt. Când la fate nu face chiar asta. Să zic 30% din activitate. Archivare și alte atribuții extinse din aparatul propriu. E de avut în vedere totuși să aibă niște competențe în domeniu, pentru că am văzut la fratele meu care face exact asta. Unde? Fratele meu. Exact asta face. Are scenă, are lumină, are echipamente, sonorizare. Da.
Da, și am văzut la el ce face și eu. Nu poate să fac oricine. Nu poate să fac oricine, vă spun sigur, nu poate să fac oricine chestia asta. Da, dar e o activitate, este o activitate care o face permanent. Probabil ăsta e jobul lui, să zicem acum, la momentul ăsta, nu? Acum va fi o activitate atât de intensă vis-a-vis de astfel de evenimente. Adică, zic, e caracter mieriu, activitatea acolo, vis-a-vis de câte evenimente se vor desfășura în alte zile. Sărbări, spectacole, de obicei, dar prin spectacol, cine vine să prezinte acolo spectacolul cu spul lui, nu cred că o să folosească cea de mai acolo. Aici e o problemă, că dacă trebuie să le folosim noi, să folosim spulile noastre, să le dăm celor care organizează evenimentul să le folosească, dar e o problemă, că dacă se defectează ceva, aveți... Deci, dacă avem un spectacol, să vă dau un mare medicină, dar nu cu spălilor. Nu vor folosi spălile ca nu, niciodată. De persoana care va acolo, da, să vă spălile. Ne folosească? Deci, avem pamflet, avem program de discuție acolo, pentru sune, pentru imagini, pentru toate astea. Nu e chiar complicat. Pentru un tânăr care știe să butoneze foarte mult. Deci, aveți în vedere să fie cineva totuși tânăr, capabil să... Nu o să fie monitorat și nu mă gândesc la... Să fii oameni tineri și, în general, și cine vizăm să angajăm la un primărie, vor mai fi scoase postul la concurs. Vizăm oameni tineri. E clar. Trebuie să întinerim cumva. Media de vârstă în primărie, 53,5. Adică, trebuie să avem de 3 să apropie. Corect, nu putem ieși pe cei care sunt mai în vârstă. Nu, că da. Eu fac anul ăsta 40 de ani și trec în partea a doua. Nu putem ieși pe ceilalți. Nu, dar pentru astfel de activitate. Pentru astfel de activitate, chiar este necesar. E destul de antrenat vis-a-vis de IT, de toate astea. O secundă. Valiniță, doamna Băiceanu, domnul Talal și apoi domnul Brânză. Doamna Băiceanu. Eu înainte? Așa. La compartimentul alimentare cu apă avem două posturi, un referent și un muncitor calificat. Ce înseamnă referentul? Studii măcar medii, nu? Da. Știi să lucrezi pe un calculator, pe... Poftim? Am spus că de ce studii nu sunt necesare. MFS. Medii? Aici. Așa. Aici. Asta sunt. Mă, mediu sunt superior. Ok. Și la... Cultura Arhivă, bibliotecar arhivist, ok. Eu aș propune, ca propunere, ca aceste posturi să ocupi prin concurs. Dacă e concurs, ca bine, nu? Și din comisie să fac cu parte și eu câțiva consilieri. Nu-i voi? De ce? Fără legi, știu, am mai discutat și mandatul trecut. Nu știu, trebuie. La funcționari cu legea voie să fie doar funcționari cu legea comisiei. Ca și consultativ. Consultativ. Da, comisia, în codul administrativ, spune clar de cine e. La funcționari publici. Sunt două comisii. Comisia de examen și cea de contestații. La comisia de concurs și cea de contestații. Sunt doi reprezentanți ai autorității cu funcția respectivă, adică publică. Și un reprezentant al Autorității Naționale a Funcționarilor Publici. Deci avem un reprezentant al lor. În partea cealaltă pot fi și funcționari publici și contractuali. Înțeles. Da? Funcții contractuale. Dar este cumva o emisiune a legislativului în executiv. Da, da, da. Am înțeles. Avem HG 286 pentru contractuali și codul administrativ pentru funcțiile publice. Ne spune exact ce componența au comisiile. Ok. Domnul Niță, domnul Talal și apoi domnul Brânz. Înțelegem că e vorba de două posturi care se scot la concurs. Trei. Urmează și archivare și bibliotecă. Exact. Și unul care s-a scoapă, care s-a scoapă, da. Bun. Este și cum, deci, unul de apă. Da. Unul compartiment, registratoare, relații publice, monitor oficial, local și arhivă. Ăla ține și Cătălin. Te-ai trămit și la avea următoare. Nu mai schimbam numai numele? Ba da, dar ăla rămâne doar monitor oficial și registratoare. Am înțeles, dar e tot un post. Dar nu e tot un post cu poartă. Am doar unde scăresc. Așa. Da. Și deci acolo nu, doar se schimbă... Da, schimbă cuvântul arhivă, da?
partea cealaltă, că va avea atribuții de arhivă. Da. Bun. Bun, deci două cozi. În cerințe, adică nu știu, depunii, cu acele poate să depunere dintr-o și mai întrebat un coleg. Depunere dosar, da, ar trebui să îndeplinească și condiții, adică să specifică fiecare activități în parte. Da, era, adică da. La asta nu e. Da, sigur, asta cu cerii și nu puteam cu în condiții de participare, să aibă studii, să aibă tot ce de nu poate să participe orice mai clar dacă asta. Exact, da. Nu sunt interzisit în cineva. Spune că este transparent, sunt de doctori, dar să nu vorbea parte site, că sunt concurs la discuții, specialitatea din dacă de ocuparea postului, va fi vizibile 100% de oricine dorește să vadă, să caute să informeze în omul. Eventual puteți să pune și pe pagine. Dacă se întâmplă, dacă am fost la una, când am avut, nu se pune și puțin din pagine, nu este așa ceva. Ai fost în două excepții. Nu cred că nu avem de gustul, dar nu pot, 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 dar nu pot. Au fost un lucru, da. Nu. Eu, ca viceprimar, m-aș fi dorit, de exemplu, că s-a discutat și în ședința trecută, pentru că vreau oameni să muncească, pentru că noi avem doi oameni pe care îi tragem de ei în toate părțile. Și de asta am spus că luam de la poliție locală, apropo de poliție locală, două posturi să le dăm la apa canal, două posturi să le dăm la serviciul de gospodărire. Aș fi vrut oameni care să doar ești de muncă, adică în sensul că dacă se îmbolnăvește, fac paranteză, dacă când se îmbolnăvește unul dintre ei să vină în concediu, celălalt după să facă treabă când se strică pompă sau așa mai departe, sau când trebuie să golească... Dacă aveți temă de mentenanță? Nu, temă de mentenanță nu se ocupă de, de serviciul spa. Sau era vorba doar de apă, nu era vorba de și de... Deci la gospodărie, domnul Vici, gospodința voastră, avem doi angajați și trei posturi. Deci acolo mai putem scoate un post la concurs și mai angajăm un loc cu spunzi noastră ca să, da, să fie în situații de, în situația în care unul nu poate să iese bolnav sau în situația în care nu poate fi prezent sau nu-și poate desfășura activitatea. Aici la compartimentul cultură activă, cum spunea domnul Peisterul, băiatul meu, nu pot să ne angajez, că să nici nu poate să vină la concurs, că e conflict de interese. Dar chestia aia cu sunetul, deci se face o facultate. Inginerul de sunet sau de lumini. Acolo și domnul care filmează știe despre ce este și... Adică nu e chiar așa ușor. Mai degrabă înveți mai ușor să nu mergi niște cărți sau să faci un curs de arhivare, nu știu, decât să faci celelalte probleme. Adică un sunetist sau un luminist, îi trebuie multă experiență. Să fie în bază. Asta e să fie în bază. Poți să vă spuneți că așa trebuie ascultat multe muzică. Nu, am vrut să noi să fac... E adevărat ce spuneți. Da. Nu am venit. Așa. Iar la capitolul aici avem la serviciu responsabil pentru serviciul de apă care să țină evidențele contractelor, apometrilor, citirilor și încăsărilor. Nu poate unul și să citească și să încaseze, pentru că, eu știu, din experiență de la alte servicii, cu micrabul, nu știu care, pentru că ala care citește asta face, cu aia există caserii. Iar acolo care se țină evidență, trebuie să fie, chiar dacă cu studii medii sau nu știu care, trebuie să aibă anumite chestii, să știi la... să lucrezi pe calculator, să știi Office, să știi Word-ul, să știi, adică... Anumite atitudini, înțeleg, da. Adică eu zic... N-ați creșut la producătul nominal. Mai degrabă să angajăm un om care nu se citească. De citit, poate și Adrian să ducă cu dotan cu un carul că așa să citească, sau alt om care să facă pozii la fumetru și nu știu care și vine... Domnul, de exemplu, Pentelie, care a spus până la onoare de pune proiectul, poate să facă, să întocmească... Dar nu poate să facă contract. Nu, dar el e aici. Deja așa stă în birou. A spus că stă în birou.
Adică, hai să ne folosim de oameni care, care stau cu ceapă, să-i punem la, la, la muncă, nu... De acord în parte cu ce spun dumneavoastră. Dar vedem voi de o persoană responsabilă. Adrian, o spuneți v-ați odată la trei, nu poate să meargă la citire. Sau eu, nu problemă. Care efectiv să uite că la ăsta mai, mai abili, mai tineri, mai, mai voi. Însă vreau, îmi doresc, la fel cred și dumneavoastră, să luăm serviciul ăsta de, de capul oamenii ăștia, care nu au nici pregătirea necesară pentru așa ceva. Și nu poate să duc un astfel de serviciu. De asta am optat împreună cu dumneavoastră să dăm mentenanța tot ce ține dintre cele și mai avem noi treabă. Păi la mentenanță se desfășoare toată activitatea. La mentenanță îi dăm și citirea conturilor, domnule. Nu cred că e. Nu cred că e. Nu cred că se poate. Dar oricum va trebui o dată la 3 sau la 6 luni, va trebui să facem o regularizare, un om nostru să fie acolo în teren, efectiv și te-am să vadă la fața locului. Omul din primărie, nu... Exact. Și treaba din primărie. Exact, exact. Adică cam așa ar trebui să, să funcționeze. Eu propun resigilarea conturilor, Și resigilarea conturilor, asta trebuie să fie o activitate care trebuie să înceapă. Pe acolo trebuie, la resigilare trebuie un băiat care, care știe... Problema cea mai grea pe care o avem, contractul în continuare. Trebuie să făcut din contracte, trebuie să ocupe din contract. Avem nevoie de instalatori pentru resigilare. Nu, nu. Are mentenanța instalatori și astea. Trebuie să înțelegeți de ce, de ce mai mult e foarte mult și poate intens la treaba asta. Și resigilare ce cum este foarte riscant dacă nu ai oameni pregătiți. Să facă prin canalii, să facă prin astea, să știi ce am pățit cu reașul. Nu mai intens, de unde să le... Ce probleme am avut? Dar după căzut la poartă, situația pentru faptul că nu, nu știu ce chichiță n-aveam făcut acolo, am dat o grămadă de explicații de ce, cum, cum ne-a ajuns la poartă. Și deci nu au fost care să-l solicit. Dar, ca atare, resigilarea ce nu o face? Cum? Resigilarea o face reprezentantul nostru la primărie și cu omul la primărie, nu-i problemă. Care dintre ei? În care tu? Adrian Gheorghe sau Alexandrescu? Da, acum nu știu dacă te angajați la primărie. O să te angajați unul? Păi da, să zic, trebuie angajat unul. O să mai angajăm unul. Să fii trei la asta, la gospodării comandă. Ceea este din muncă. Sunt crești feriate de ori, e ori de nu mai știu că. Acum știți exact cum funcționează. Oamenii ăștia, ți-și și niciodată să le mai spui să facă și alte lucruri până zrupți de la canalizare, de la scos pompi, de la curățare, de la astea. E o activitate care să o facă niște oameni care nu sunt pregătiți pentru așa ceva și care nu... și care fac treaba asta, dar nu e regulă. Și atunci s-o ocupi, cine trebuie să o ocupi, pentru că așa am convenit. Oricum le plătim bani, dacă angajăm oameni la primărie, cred că ne costa mult mai mult salariul și cu școlarizarea și cu echipamente și cu tot ce îi costa. Așa omul e pregătit, are tot ce trebuie, are firmă, are angajați. Pare protecția muncii făcută la ei permanent, este răspunderea lui și responsabilitatea lui. Dar și reprezentantul nostru și cu angajații primării o să facă și resigilare. Și citire de, și contractele. Suntem deficitari cu la contracte, domnul vice. Toate se trebuiau făcute până acum, trebuia să le avem. Nu ne spate, ne chinuim, mai vin oameni, mai duce, le mai trimite în hârtii. Le-ați trimis și hârtii. Dar nu vin toți și atunci trebuie să ne ajungem să o luăm pe străzi, exact, poartă de poartă, suntem treaba asta cu... Pentru că avem și din clasa mare, acum avem costuri. Avem de plătit curent, avem de plătit apă, avem de plătit o grămadă de cheltuie după serviciu. Ora să trebuie să vedem din casă. Mai fac încă o dată, o mențiune. Eu de anul trecut tot mă rog să angajați oameni la serviciu de gospodărie. De anul trecut. Așa. Sunt doi, puțini. Adică oamenii, domnul Ventelie, când putea să meargă să facă teren, n-a fost și nu a făcut. Acum asta la birou, nu am treabă. Acum, dacă v-ați sugerat să-l angajez Ventelie la aici, chiar... Nu sugerez. Sugerez că noi, nouă ne trebuie oameni care să facă treabă. Adică noi avem doi oameni care îi trimitem pe toate părțile. Domnul vice, fără să vă supărați. Trebuie să vă lăsăm și pe celălalt colegi să vorbească, că facem dialog, adică apoi nu vă supărați pe mine. Domnul Grânz. Stimați colegi, referitor la Căminul Cultural, am să încerc ăsta și termin și cu serviciul de apă. Aduc aminte că acum vreo 2-3 ani de zile în urmă, nu mai mult, acolo era o ruină. Și mi-am pus întrebarea, cum a ajuns o ruină? La început, ăla a fost un edificiu bine făcut. Și lumea s-a bucurat de el. Când n-a avut o persoană, în mod expres, care să gestioneze și să răspundă de gestiunea aia, a ajuns o ruină. Acum, s-a beneficiat de o sumă frumoasă și cât de bani, s-a
s-a făcut un bogob, o floare acum acolo, s-au cheltuit niște bani, ne mândrim cu el, l-am mutilat, în vedere că l-am mutilat, trebuie ca să-i dăm drumul de acum. Vor fi activități acolo, diferite activități. Dacă rămâne cheia la domnul primar sau la o altă persoană care nu dacă își asumă și predă cheia la cineva și îi preia cheia, du-te și fă-ți treaba aia acolo, te întorci înapoi și nu mai găsești scaune, găsești sisteme de sonorizare defecte și așa mai departe, tot ce este acolo. Cine răspunde? Ajungem iar, după o anumită, după o perioadă scurtă de timp, cam în același stadiu în care l-am găsit când ne-a apucat să-l refacem. De asta, sunt de acord cu ce a propus domnul primar, să găsim o persoană, cum spuneau și antivorbitorii, care să fie capabilă să poată să ducă acest edificiu mai departe și să-l întrețină. Deocamdată atât la capitolul cămin. La capitolul sistem de apă și canalizare, ăsta este un serviciu care ar trebui să aibă un BDC separat. Noi încă n-am ajuns ca să vedem ce plătim și ce încasăm, deși apa a trecut la noi. Va veni timpul și nu-i departe, când va veni camera de conturi și ne va întreba ce ați încasat și cât ați plătit, că noi trebuie ca să facem plăți, plătim lumină, plătim canalizare și mai departe. În ceea ce privește angajarea unui om care să se implice direct, sunt de acord. Dar eu mi-aduc aminte când eram viceprimar, împreună cu primarul, intram în canal, de se umezeau pantalonii până la genunchi și nu-ți vorbi în vânt, și puneam mâna și trăgeam de capacele de la canale. Nu mai așteptam să vină, că nu-mi răspundea niciun, nu răspundea nici Adrian și așa mai departe. Și ne implica noi, pentru că aveam binevoitori care ne sunau pe la 112, 111, restul și așa mai departe. Și veneau peste noi organe de control care să ne amendeze. Nu făceam treaba asta numai de frică. Dar am plecat cândva de jos, și eu și primar, și nu era scârbă să ne implicăm direct, să băgăm mâna să facem treaba. Când intri politic, e îndeierat. Eu făceam treaba. Deci, la capitolul sistem de apă și canalizare, acolo e mult, fraților. Trebuie adus la un nivel și trebuie implicare directă. Nu că nu cobor eu acolo când pot. Am văzut foarte mulți tineri și foarte mulți, sau mai puțin în vârstă, care se implică. Așa, muncim mai cu deșul, tufa aia și să nu faci nimic, e ușor. Cam atât. Domnul, era un control la... Da, eu mi-am exprimat... Da, dar după aia idei. Da. Din vorba de angajarea unor viitori colegi, eu zic că nu trebuie poate neapărat să punem problema, în primul rând, a vârstei. Au voie să muncească și oamenii de 40-50 de ani și e normal să aibă un loc de muncă, dar trebuie să identificăm niște persoane potrivite. Fiind vorba că am început discuția cu căminul cultural, da, domnul Nea Mihai, într-adevăr, a spus niște chestii pe care aș vrea să le spun și eu. Eu mi-am început experiența cu căminul cultural în 1998, mai târziu față de voi. Vineam din Bacău aici la discotecă până din 2002 și îmi lăsam geaca sub podeț la Chiuțu. Da, se fumam atunci. Da, și apoi mă duceam în Bușvic și dormeam la unul de-a meu. Era foarte frumos, nu e ca clar, nu era cum e acum. Ne trebuie o persoană, nu știu dacă ne trebuie chiar și inginer de sunet, că trebuie o persoană potrivită, în sensul să aibă abilitățile, un administrator care să știe să gestioneze mai multe lucruri. Pentru că ai și sunet, ai și arhivă, ai și bibliotecă, sunt multe chestii. E o persoană care, eu cred că comisia care va intervieva și își va da seama dacă persoana respectivă îi va vedea CV-ul, ce-o mai făcut omul la viața lui, dacă nu mai avea niciun loc de muncă, e puțin probabil să descurce acolo. Într-adevăr, îți trebuie niște cunoștințe. Iar ce ține de apă și canal,
Tot așa, dacă vom avea, dacă s-a hotărât că vom avea un contract de mentenanță cu o firmă specializată. Am hotărât cu toții. S-a hotărât, nu? N-am hotărât, da? S-a hotărât. Am hotărât că vom avea un contract cu o firmă de mentenanță. Eu sunt de părere la fel. Ne trebuie o persoană care are abilități tehnice să înțeleagă de unde pleacă o problemă și să știe să o ducă la capăt. Nu, nu cred că noi, în Consiliul Local, sunt la al doilea mandat. Nu prea avem experiențe neplăcute cu oameni care să fie angajat în primăria Băgura și să fie dat chix. Avem mici, mici, și le știm și noi, n-are rost să le mai dezvoltăm din nou. Dar, în schimb, oamenii și-au făcut treaba. Toți care și-au făcut treaba și sperăm să-și facă treaba în continuare. Din păcate, nu că din păcate, noi am mai pus doamna Surina și în mandatul trecut, am vrut din consilier să fim, ne-am dat seama și am spus că nu se poate legea, asta este cine o să o facă mai departe. Eu sper să vină oameni buni care să-și facă treaba foarte bine. Domnul colonel Chitic și doamna Sorina. Stimați colegi, eu să fie cumva pe aceea lungime de unde cu domnul Prânză, cu domnul Berușcă, dar am o mică modificare vis-a-vis de persoana de la bibliotecă. Țineți cont de faptul că la bibliotecă trebuie să organizate activități cu elevii. Și mi-e greu să cred că cineva cu studiile de specialitate, care poate organiza activități cu elevii, nu poate să țină arhiva. Să fim serioși. E, n-ai cum. Iar probleme legate de sunet și alte minuni, ce spunea domnul Vlad, tot respectul pentru munca pe care o face fratele. Dar nu o să avem noi zeci de spectacole pe săptămână ca să avem nevoie de... O să avem și noi o stație acolo unde... Da. Deci, chiar nu e o problemă. Repet, acolo trebuie cineva cu studii care să poată organiza activități cu elevii. Pentru că pentru asta e căminul în final, la ora actuală. Că nu mai vin oameni să împrumute cărți la bibliotecă. Vă spun cu siguranță. Asta o să fie activitatea lor în special. Vis-a-vis de persoana care va fi la apă și canal, am aruncat și o pastilă aici să fie tânăr. Păi să vă spun și de ce. Domnul primar mai stă două mandate, după care se plictisește, poate pleacă în Parlament. Ceva, îi iau omul de la apă canal, aduc altul care se mai stea un an de zile să descurce. Lăsăm omul tânăr, care are un pic de continuitate și basta. Și nu în ultimul rând, la apă și canal nu angajăm un șef. Din șefii plină țara asta. Acolo trebuie unul care să pună mâna la muncă. Ori al domnul Talal. Mulțumesc! Da, haideți să... Hai să nu am decât să facă, domnul Chitic, să știți că membrul nostru cultural este dotat cu sunete și cu... Aparatură, echipamente. Echipamente. Ultra performant. Păi nu știu, domnul Tala, că nu ne-ați invitat să ne arătați. Nu, nu, a fost când au venit ăștia și... Mai avem ceva dotări de impus și când ești gata, categoric o face. Adică nu e chiar așa, domne, o stație așa și trebuie... Căminul este pentru activități cu elevii. Haideți să discutăm și de la cuvânt. Dacă e atât de complexă situația asta cu sunetul, cu luminile, e probabil punctual pe anumite... evenimente, putem lua o persoană. Contractual, că se face un contract, un contract cu o persoană care se pricepe și vine să facă punctual la spectacole, să țină toată partea asta de tehnică, de sunet și de... Nu ce trebuie să facă acolo. Bun. Dar poate găsim și nici nu știu că vă dăm într-o dată. Doamna Făiceanu. Vedeți cineva care chiar se pricepe și oasă. Pentru că toți suntem la capitolul organizat. Deci, domnuliță, doamna Sorina Băicianu la putut. Dacă vreți, nu știți la putut. Eu mi-am dat un pic, am convenit niște lucruri. Așa. Vis-a-vis de postul de polițist local. Nu contează numele. Da. Celui care a făcut postul. Am cerut raport de activitate și nu mi s-a dat. Eu așa știu. Și am avut și o promisiune din ședința de pe 20 decembrie. Și iarăși văd că nu s-a rezolvat. Și aș vrea să știu care e opinia... Cetății. Da, eu am avut discuții cu domnul Pintirii, am mai discutat și cu dumneavoastră, chiar și mai pe ședință. Da, dar vreau să stabilim ceva de ce un acord. Nu ți-a chiar dumneavoastră vis-a-vis de posturile astea de la poliție locală, tot am discutat intern și mi-ați prezentat și mie fel de situații.
Dumnezeu mi-a primit sarcina asta să organizez într-un fel în ideea asta și eu chiar sper să o scoată la capăt într-o vreme și să-mi prezint exact ce și cum va proceda. Și are un termen la... ne prezint un raport? Un raport de activitate chiar l-am rugat să facă și de cum lucrează la el. Haideți să fim mai concreți și să stabilim acum prin ședință, dacă sunt și ceilalți colegi de acord. Nu, că avem ședință pe 10 februarie, va fi trebuie ședință pe buget. Ședința la ședința pe buget. Și chiar dacă... Nu chemăm să prezinti raport. Da. Asta nu e sigur. Da, da. De acolo cu voastră, am să cer să fac, eu trebuie să cer să fac raport. Să vină la ședință, să facă concret, să scrie exact ce faci, pe care să-l prezinti. Exact. Dar ce probleme de sănătate? Eu nu vreau să prezint. Eu nu cred că... Nu să se termine. Eu nu cred că fișa postului actuală, nu i-am văzut-o, din păcate, din păcate, deci am solicitat-o din mult. Nu cred că fișa lui de post bate cu medicina muncii care o are acum. În sensul că are vertij, da? Și probabil că în fișa de post are niște atribuții să meargă pe teren. Și el nu mai are. Nu mai are. Le-a schimbat. Păi atunci, atunci nu are atribuții de un polițist. Le-a schimbat de funcție de indicații la medic. Vă dați seama. De acord, domnul primar, dar înseamnă că nu are funcție atribuții de polițistul grau. Îi trebuie altă persoană. Care să acopere toate problemele. Mai spune că nu poți să faci. Într-o comunitate sunt foarte multe probleme. Care trebuie rezolvate la momentul potrivit. Sunt anumite posturi în care îmi doresc, mi-aș dori tare să vină tineri, pentru că sunt și alte activități. De exemplu, avem proiecte în derulare. Trebuie să nu tine. O grămadă de teme care trebuie să respectați. O grămadă de avizii care trebuie să luate. Trebuie alergat după ele. Este trebuie oameni care să fie implicați, să se miște rapid. E vorba de rapiditate, de fapt. Acum despre asta vorbim. Vine PNR-ul, mai vine o grămadă de alte linii de finanțare, unii trebuie să ne mișcăm repede. Ca mai suntem de final. Doamna Sorina, ați încheiat? Bun. Domnul Chitic, apoi domnul Vlad. Și o să îmi dau și mie cuvântul a doua. Stimați colegi, chiar dacă discuția despre domnul Pintilii a fost în 2021, dar nu a trecut un an, a trecut o lună. Păi nu a spus că iese la pensii, domnilor. Noi vorbim de rapoarte și stabilim ce are de făcut, păi înseamnă că vorbim mai bine. Înseamnă că nu mai suntem oameni zile. Dacă a zis că iese la pensii, eu ce fac? Îi fac strategie, îi fac acum plan de lucruri și un an de zile, pe 7 ani, păi înseamnă că nu mai discutăm. Pe subiectul ăsta nu mai discutăm. Dacă am vorbit odată și mi s-au promis domnul primar aici, doamne, iese la pensie. Păi eu fac plan din perspectivă. Păi tocmai de aia că nu iese la pensie. Atunci nu mai... Aveți vreo dovadă că iese la pensie? Atunci nu mai suntem serioși. Gata. Păi aveți vreo dovadă că iese la pensie? Eu n-am niciuna. Am cerut domnul, dar nu am. Dacă vrea, nu mai să răspunde că întrebarea mea e legată de... Dacă vrea să răspunde domnul. Eu am întrebare. Întrebarea mea, domnul primar, a fost legat de apă și canal. După ce Cravul va mai avea activitate? Sau va mai fi la ceva? Nu mai vrea sigurat și activitate, pentru că apa și canalul vor fi oarecum și în atenția noastră chiar la cumpărea Cravul. Cravul cred că va lucra tot cu ceva ce e mentenanță. Da. Iar chiar dacă dăm acestea cu mult, deci este proprietatea noastră, va fi dată, așa cum am avut anterior, la operatorul, la Golden Ideanu, cu redevență și cu în concesiune. Dar cu siguranță vom găsi și își va găsi obiect de activitate, pe apă, canal, gospodărie comunală. Până la urmă, gospodăria comunală ar trebui să cuprindă toată sfera asta servicii. Apă, canal, gospodărie și toate astea. Și cumva să coordoneze și activitatea asta. Deci, cumva, pe acolo mă gândesc că ar trebui să organizeze un pic și partea de gospodărie.
Mă modific pe doamne, dar m-aș vrea o altă structură. Pe aia ceva temporare, sunt și posturi temporare. Sau permanent. Ăsta cum e persoană contractuală. Contractuală, ok. Da. Da? Bun, îmi permiteți să iau și eu cuvântul. Doamna Sorina și domnul Colorel au și efectul dreptate. Și eu vreau să spun încă o dată. Niciunul dintre noi n-avem nimica personal cu domnul Tintilin. Că chiar și pe mine m-a abordat Lucian, ce ai cu mine? Spune, n-am nimic. Dar și eu merg la serviciu, toată lumea, doamna director la serviciu, Adrian la serviciu, toți avem niște responsabilități și avem, ne îndeplinim niște sarcini. Acum noi nu putem, noi ca și Consiliul Local, să fim păcăliți oarecum de o lună pe alta, o facem, ne pare rău, dar au avut fiecare, ai o lună, două luni, cinci luni, un an, poți demonstra cât meriți salariul respectiv. Nu putem, că și pe noi ne ia lumea pe stradă și ne întreabă, dom'le, dar ce faceți voi acolo? Și pe noi ne asimilează consilierii locali ca angajați ai primăriei, suntem ca și angajați ai primăriei, suntem asimilați. Bă, când tăiați frunzul la fiind la primărie, când se face aia, nu se face aia. Acum noi i-am cerut domnului Pintilii, i-am cerut un raport de activitate, nu a venit, i-am cerut a doua oară, nu a venit, a treia oară, nu a venit. Putea să se mobilizeze, să facă treabă. Acum săracul are și probleme, are vertij și nu se poate deplasa. Nu, eu și eu am avut 2 ani vertij, vă dau cuvântul meu. Da, 2 ani de zile am avut vertij până acum vreo jumătate de an. Când eram la volan, eram perfect, când mergeam, amețeam. Se întâmplă, pot să, m-am tratat, sunt bine și sunt sănătos. Dar îmi pare rău, trebuie să hotărască, muncește, bă, are dreptul la muncă, lasă să facă treabă, dar să vedem că e activitate, dacă nu, să țină de cuvânt ce o să facem anumite activități, nu e țină parte aici, nu sunt nici avocatul dumneavoastră. Vă să-ți ocupa cu apă, canal, tot ce ține de stația de copii. Corect, dar el e polițist local. Noi am bugetat un post pe poliție locală. Dacă dumnealui vrea altă activitate, la contracte, la apă, o foarte bine să solicite să fie mutat pe alt compartiment. Să mutat pe compartimentul la apă, canal și să angajăm un post local. Domnul viceprimar. Bă, stimați colegi, da. Am o propunere și un amendament, adică dacă vreți să luați ca un amendament. Că postul, de exemplu, de trebuie o persoană la Căminul Cultural cu studii superioare, fără dar și poate, care și să știe. Deci, apropo de, după ce a spus domnul Trăistaru, că legat de postul de la apă, pentru că dacă vine crabul și ne prelua, respectiv îi fărea obiectivul muncii. Și atunci propun ori să angajăm o firmă, cum face Ion. Nu vin, nu angajați Ion, citesc contorii. Ei au o firmă care se duce, au 3-4 și ei citesc cum apometri. Ori să, postul să fie contractual, adică nu pe... Dar contractual. Adică... Nu e public, e nivelat. Nu. Nu e funcționat. Este contractual, e bine ce spune de obicei. Tot așa, tot acest post trebuie să fie, să cunoască anumite chestii, adică înțeleg, să știi să lucrezi pe calculator, să știi nu știu care, să știi... Aveți dreptate, dar e unul, de exemplu, lucrează pe un sistem care este oarecum din timp acum. Ori noi discutăm acum și de parte de contracte care trebuie făcute. Adică găsești probabil o firmă care îți înășticească contorii. Îți aduce citirea, dar noi trebuie să lucrăm și la parte de contracte. Va trebui firma respectivă să primească lista cu abonații. Ca și contracte, probabil. Cu contracte, ca să știi că poate să intri să citească sau... Să răspund. Deci, eu sunt trept cu unii. De exemplu, domnul Pentilie făcea contracte doar de completat. După aia trebuia să vină altcineva să-l ia, să-l ia din calculator. Deci, despre asta e vorba. Adică, angajam doi oameni, adică, el completa și vine altul și să completa calculator. Adică, trebuie un om care să facă... Acum, mai discutăm la domnul Pentilie. Trebuie să creadă că e subiectul discuției noastre la ședință. Știu că eu vă spun sigur că o să dau și la fel și fără... Și o mutăm la diverse, dar nu e ceva de poliție. Dragii mei, supunem la vot. Cine este pentru organigramă și statul de funcții? Domnul nu este 12, deci am ies
am votat singur. Să este cineva potrivit sau să abține cineva diversi. Da, nu. 13, da, pe părământ. Suntem 13 cu Sorin Dumnezeu. Da, 13 pentru. Da. 13 pentru. Bun. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind întocmirea documentației pentru vânzare terenului concesionate aparținând domeniului privat al comunei Măgura, județul Bacău, pe care sunt edificate construcții. Inițiator primar Costraș Iordan. Încă aici o precizare încă o dată. Domnul Bădălen, Talal, Berușcu. Tu n-ai voie să vorbești. Nu, nu, ce-i 7-9. Ascultați. Ascultați. E majoritate calificată din 8, înseamnă 2-3 din 8, iese 6, ca să poată să treacă acest proiect de hotărâre. Bun. Domn colonel. Stimați colegi, și domn primar, și doamna secretară, singura mea dorință, singura mea rugăminte este să faceți ce știți mai bine, să nu mai vine domn doctor să ne spună că am greșit. Și cu asta cred că am spus tot. Doar nu tu, nu, tu ești. Că vine iar doctor ăsta, așa, și începe iar să-și dea ochii peste cap și să ne pună la colț și să ne arate cu degetul și eventual să ia și biciușca. Deci, atenție mare, pe cine pune, cine este evaluator, că practic de acolo au plecat. Este de adevăr, nu? Da. Și nu mai avem probleme de genul ăsta. Mulțumesc. Deci, siguranță, să vă desfășura toată activitatea asta, să vă desfășura după un plan bine stabilit, cu specialiști în domeniu, cu evaluatori specializați și cu tot ce ține de partea asta. E vorba de bani aici, e vorba de patrimoniu comunii, de banii statului până la urmă, că așa se discute tot timpul, banii statului și tot timpul am fost întrebați cum am știut noi mai bine să punem în valoare materia impozabilă, cum am știut să o gestionăm. Și atunci, cred că cea mai bună soluție este să le vindem după evaluări, vom vedea o evaluare, două, chiar și ca să fie mai sigur, vă face de două evaluări, ca să nu vină cineva să spună, doamne, ai făcut o evaluare, dar nu știu cât e de concludent. Din două surse, ca să fim siguri 100% că lucrurile stau bine. Oricum, va fi evaluat la prețul zonei. Acum este și gaz, este și apă acolo, așa cum este. Vom vedea exact ce rezultă din evaluările pe care vor face persoanele autorizate. În rest, eu zic că e o măsură bună, aduce bani la buget, până la urmă nu ne ajută cu nimic faptul că sunt în concesiune, pot să spun lucrul ăsta, pentru că fiecare își plătește rezidența lor, dar sunt o serie întreagă de lucruri care trebuie făcute. Anual trebuie să fie indexată rezidența, anual trebuie să fie adăugat indicii de inflație. Nu mă feresc să spun că în probleme angajații s-au priceput, nu s-au priceput. Nu le-au adăugat din ce fel de fapt. N-au știut și nu numai la noi se face asta, mai sunt alte localități. Și de aici au decurs o serie întreagă și de penalități și de lucruri care nu sunt tocmai făcute și pentru cetățeni, pentru cei care și-au făcut casă. Și atunci cel mai bine este să le vine, pentru că oricum nu le putem da alte destinații. Clar se adresează doar lor, pentru că sunt beneficiarii construcțiilor care ei le-au organizat acolo. Și atunci, prin negocieri cu o evaluare bine pusă la punct, stabilim prețul și în funcție de cum își va dori fiecare să-l cumpere sau nu, asta va fi opțiunea fiecare. Prețul va fi stabilit clar de evaluare. Domnul viceprimar. Mulțumesc, domnul președinte. Este un proiect pe care de multe ori l-am discutat cu domnul primar și erau niște probleme și chiar mulțumesc, trebuia să-l fac eu, mulțumesc pentru că data trecută când am propus la o ședință de rectificare să facem rost de bani pentru bugetul comunului local și am propus vânzarea, una din măsuri era vânzarea acelor loturi. Această măsură trebuia să fie luată de mult, nu de acum, pentru că nu s-a schimbat nimic de atunci până acum. De asta am zis că chiar dacă au fost curte din conturi, atunci au fost niște probleme cu evaluare și nu știu care, trebuia două zi sau a treia zi și o peste o lună, a dus un expert tarifar și vândut mai departe. Pentru că, până la urma urmei, nu pe noi ne interesează că acest om care este autorizat să suporte consecințele. Nu este vina dumneavoastră sau a celor care au fost înainte, că
unul din la curte mi s-a cășunat că prețul este foarte mic. Eu vă felicit pentru acest proiect care trebuia să-l fac eu, trebuia să mă puneți pe mine să-l fac. Și este un, este un chestie pentru care sunt foarte mulți sunt care ar doresc chiar acest lucru, că să terminăm o dată cu balabucul ăsta care este la... Da, 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 da. Cred că să vezi mai bine vreo 120 de locuri. Vreau să fac un calcul simplu, vedem cam ce bani are intrat la bugetul local, dar... Eu zic că e o infuzie de capital fantastic de bun, care ne ajută foarte mult. 154 de locuri. 154 locuri, nu. Să vedeți 120. De 120, cred că vor opta, să zicem... 300 de mii euro. 50, 60, 40, 100 de mii. Deci 120 de mii de metri pătrați. Și dacă pui la un 10 euro pe metru pătrat, e 1.200.000 de euro. Adică, ce nu este bani mai spus? 10 euro? Păi, dar eu am dat în 2018. Eu. Atenție un pic, nu o diferență, doamne ferește, nu s-a prezentat, nu doamna secretar, nu s-a discutat. Nu, nu, discutăm de situații, nu discutăm de situații care... Haideți, discutăm despre o situație care nu-i la fel. Cația pe care ne relatează Lucian. Eu am cumpărat un teren liber de sarci. Nu știu cât va sta. Eu sunt din partea celălalt, eu vreau cât mai mult. Dar și de acord cu asta. Dar nu cred că va fi prețul mult prea jos sau chiar va fi 10 euro. Nu pot să vă spun. Dar cred că de acolo, că sunt utilități, gaze, gaze, toate. Ai voie să vorbești. Dar nu știi ce am vrut. Ai voie să le concură la asta, vine neapărat. În zona... Deci, ca practic, din celelalte rapoarte de evaluare, cei care ați fost în celălalt Consiliu, nu știu, în Consiliul nou, în 2020, am adus un raport la probabil. Deci, în general, se ia metoda de piață. Eu știu și eu că am participat odată la un curs, da? Se iau oferte din zonă, de vânzări de la notari, să calculează ce utilități, ce deschide, era o grămadă de criterii acolo sunt care se fac. Nu sunt niște prețuri de referință la care se raportează? Nu, au niște metode de calcul, dar au cum să ia și piața în considerare, ca să știți ce se întâmplă. Adică și cu tot la teren, Lucian, pe teren, vecin de aia, în zona efectiv, în zona respectivă, se ia de bază prețul zonii. Cam cum stau... Cu plus, cu minus, cu dacă au utilități, dacă nu au. Din aceeași zonă care au utilități, care n-au. Da, da, sunt. Exemplu, care stau la strada principală, da. Sau care stau pe alunului sau pe grădiniții. Mie acum, că a venit cu gaz, mi-a schimbat impozitarea. Da, da. Scade valoarea terenului. Da. Zonele și alții, dar utilități. Păi exact, a fost a treia utilitate și deși am dat. Lăduți și apoi Nea Mihai. Domnul primar, foarte bun proiectul. Data trecută a dus o gură de oxigen. Bine ai pomenit pentru asfaltarea domnului Emil Brăescu și ne-a ajutat foarte mult. O singură rugăminte, de fapt, o singură propunere, ca în momentul în care vin rapoartele de evaluare în Consiliul Local, să avem negru pe alb trecut minimul de referință de la momentul respectiv stabilit de evaluator. Ca noi să vedem că aprobăm un preț peste minim și să nu mai avem nicio discuție vreodată cu domnul, spunea și domnul colonel, veniți. Poate bine intenționat, poate rău intenționat, poate slab pregătiți. Cred că asta era situația atunci. Și să putem să-i arătăm, dacă cineva ne întreabă, uite, domnule, ăsta era minimul, era trecut în raport. Când am aprobat un preț care era peste acel minim, ținând cont de toate condițiile, criteriile pe care le stabilește evaluatorul, dar să fie trecut minimul acolo și să nu mai... Da, scuze, dar asta e referința noastră, să fie maximul transparență, să fie garantit bine, orice document care vizează vânzarea, orice ține în cuvânt, pentru că e vorba de bani,
Și aici imediat intervine judecata. Mai mult, mai pozitiv. Argumentat bine de persoane specializate, cred că nu mă dă greșe. Și da, e o infuzie indicată, o bună de super de bun. Considerăm că am ajuns și s-a făcut și evaluarea în teren, a prețului de metru pătrat și asta este un preț de catalog, cum se știu eu, pe zone, funcție de unități. Să vedem dacă cei care au terenul în concesiune sunt direct interesați și au și banul. Asta e. Noi facem niște calcule la masă acolo și punem 100 și ceva de mii de metri, ori atâta, gata, am bugetat, am făcut. Dar asta este viziunea noastră aici. Dar omul are niște posibilități și niște gândiri, băi, eu mi-am planificat viața la loc. Este punctul meu de vedere. Ideal ar fi ca toți să poată să vină să-și cumpere terenul, dar... Nu ține de noi. Sigura vestire... Să ne creăm cadrul legal ca să poată nu să sigura vestire... Asta este timpul. Poate fi achiziționat și un rat. Adică dacă vrei, omul ăsta nu poate fi achiziționat și un rat. Lumina și râna, da, să ne știu, n-are cu ce să dă. Să oferi posibilitatea să dacă se rezervă. Eu vă rând. Nu sunt comune. Eu n-am spus că nu se poate. Hai, nu trebuie să vă asta nu e spus. Da, 100 la vot. Haide să se pune la vot. O secundă. Dar eu nu spune că să... Da, cine? Avem diverse. Cine este pentru? Da, ce fac? Mă da jos, Dostoevski. Le-am vrut să deci au pentru o trecut. Aș putea să zic că e unanimitate acum. Mai avem un nou proiect. Proiectul numărul 4 de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2022. Răzvan. Eu o să-l propun prin domnul Talal, dacă este și de acord domnul Talal cu propunerea. Domnul Talal, a acceptat propunerea? Bine, Sorin, domnul Dăscălescu. Propun pe domnul, doamna Băicea. Eu am fost. Știu ce da. Doamna Băicea am fost. Acceptați propunerea? Nu trebuie să fie fiecare și nu? Da. Eu nu știu. Este să fii cu toți. Sunt dumneavoastră alegeți. Da, nu, da. Bun. Ai emoții. Nu a fost, mă. Dar n-are treabă un acord. Cine este pentru... Mai sunt alte propuneri? Doamna Băcea a refuzat propunerea. Ați refuzat? Nu am refuzat, am zis, dar nu e nicio problemă. Am înțeles. Cine este pentru domnul Tală? Eu vă mulțumesc pentru alegeri, ați făcut o alegere înțeleaptă. Asta a rămas pe ea. Mulțumesc cu toată aceea, am fotoprit. Apreciez gestul domnului Dăscălescu de ani din Zvina, dar să știți că nu l-am zis. Nu dă la democrație, trebuie să fiți să știm. Domnul Dăscălescu a procedat cu democrația, corect. Suntem la sectorul de la discuții. Doamna Băicea. Da? Pot să încep eu? Vă rog, frumos. Aveți... Aș vrea întâi să vă spun foarte pe scurt, pentru că am fost prima care a avut audiențe anul acesta. Da. S-a prezentat o doamnă, Mihaela Mănăstireanu, este nou venită în comuna noastră. Da. Și mi s-a părut o persoană super ok. Sunt veniți din Irlanda. Sunt foarte deschiși și obișnuiți din Irlanda să facă acțiuni pentru comunitate, voluntariat. Și chiar am vrut să știți că dețin și o mașină, un camion cu platformă, cu platformă aceea cu lift, și sunt oricând dispuși să ajute dacă este necesar. Sunt oameni foarte ok. Bine de știut. Da, păi tocmai de asta am vrut să vă spun treaba asta. Punctul următor, care vreau să discutăm un pic, tot o propunere este, dacă este și, dacă sunteți și dumneavoastră de acord cu toții,
dacă tot avem plămin cultural, să facem pe 8 martie conservare cu elevii la plămin cultural. Doamne ajută să avem voie. Păi nici nu avem. Am înțeles că din martie sunt vor mai relaxați. Sunt foarte de acord cu dumneavoastră. Punem niște bărbuți acolo, fiecare cumpărăm câteva platouri de prăjituri, vin copii. Să avem și dotări, să ai toate, să ne vorbim la cum să facem copiii la primul. Păi nu vorbim copii, păi ei sunt cei care se îndătoresc mamele, nu? Și în felul ăsta facem și o inaugurare, așa, mică, să zic ceva, a cămilor. Următoarea problemă, am mai făcut. Următoarea problemă. Am înțeles că a început acțiunea câinilor vagabonzi, da? Am făcut un contract cu o firmă din Vaslui. Sincer, ca un mi-a fost greu și mie și domnul Mici, până la urmă, ea, o forță dumneavoastră la fața locului, o văzut cum scazați patopezii noștri acolo, a trebuit să luăm măsura asta pentru că nu se mai putea, știu și dumneavoastră. Avem contract, am trecut în contract până la 150.000 de câini, nu cred că va fi cazul să colecteze ața câini din braza comunii, pentru că nu sunt asociați. Domnul Vici a făcut acțiunea ieri cu dumneavoastră și eu, a făcut-o foarte bine, o luat exact din punctul de cheie. Și cred că pe cei mai periculoși ați reușit prin spate, între ei am văzut că erau și mai mari. Urmează să mai deplaseze iar în teritoriu. Care ar fi un grafic? Asta din treabă lumea, știți? Cred că săptămâna care vine. Cred că săptămâna care vine urmează de un nou. E o măsură bună, nu știu, dumneavoastră să organizați oricum bine, au toate avizele și toate acreditările necesare. Ne-am interesat de lucrul ăsta, doamna secretarul CEDA, tot ce este nevoit, vis-a-vis de abilitare și de dreptul de a practica astfel de activități. Însă, în regulă, de aici am văzut ce prima dată poate să este, ca pe care a fost experiența dumneavoastră ieri cu nu mai viața de câine să nu ai discuteți. Ieri a fost prima zi și am capturat 26 de câini. 23 de astea mai mari și 3 de astea mai mici. Am destructurat niște rețele organizate. Mai sunt. Cu foarte mulți. Așa. Problema care, după ce am făcut și i-au băgat în cuști, așa, mie, sincer, mi-era frică să pleci de aici, după ce au semnat contractul, să-i dea drumul, undeva acolo. Și aseară, la ora 6 și ceva, cred că 8, am plecat cu ei până la Pascuie și am ajuns. I-am trimis și soții unde sunt, zic, măcar să știi dacă nu... Te-ai dus până acolo? Și m-am dus până acolo și am filmat postul să văd. Deci ei sunt organizați, au o suprafață de teren pe lângă Vaslui acolo, unde sunt, erau mai multe paduri. Aia care noi veniți îi bag pentru unul, după aia îi sterilizează. Deci erau ultimul padoc, erau câini și am și filmat. I-am simțit și la un primar care erau îi trimite în Anglia și nu știu ce, sunt doritori care... Adică am vrut să fiu cu sufletul împăcat odată că nu arunc aici și... Pentru că au mai apărut niște discuții legate această firmă și aseară la 12:30 am ajuns acasă. Deci, am înțeles, vrei aici am fost, dați-mi dat de deci, în ce zonă ați acționat și în ce zonă veți mai acționa? Am fost... pe drumul bisericii. Pe drumul bisericii am fost. Am fost pe Magura, pe aici. Am fost care e Magura pe aici? Magura pe Vale. Magura de aici. Magura de Vale. Am fost în spatele Camilului Culturale. Noi știm unde sunt. Oamenii da, știu. În capătul, pe Valea Măgurii, gata. N-am ajuns. Am fost sus la biserică nouă și mai sus, că erau am fost în Crihan, în zona unde stau doamna și acolo. Am mai luat de acolo. Am fost pe Vișinilor, era o gașcă. Am fost la domnul Balaban acolo. Domnul viceprimar era o gașcă? Am luat. Dar nu s-a iubit. Nu i-am adus disa. Am luat la domnul Balaban. Erau vreo 8 sau 9 de aștept mari, toți acolo. Nu puteam numai să... Ai destructurat rețeaua la domnul Balaban? Da, mai sunt vreo 2 care
au tras în la un tranzit, au intrat în curtea unui om și era un băiat. Era acolo să ducă acasă, practic, acolo. Știți? Adică mie, la singura problema este că am nevoie de un polițist local, pentru că dacă l-ai tranquilizant și s-a dus la om, nu poți să intri, că după aia ne dai în judecată că a intrat. Mă rog, dar măcar... Așa, am mai prins un câine pe stradă, era doamne Viorică, care are stabil de genii. Așa. Și pe aia am început să fac, nu știu, am fost sunat și l-am eliberat pentru că doamna are niște probleme de sănătate și a început să plângă și zic, doamna, data viitoare dacă tu prindeți, mă dăm luăm. Adică avem vreți scrine, țineți-le în casă. Am fost la asistarea doamnei director la școală numărul 2, că a fost un pitbull sau Amstaff care a terorizat copiii, nu l-am găsit. A postat cineva, am văzut pe Facebook, că l-a luat. Așa, și l-a luat proprietarul. Și eu, dacă îl găseam, n-avea decât să se ducă la vaș. Cine nu știe câine? Adică vrei câine? Ține la vaș. Cine e părerea ca pe sunt de la vei. Eu mai am o problemă și închei. Mi-aș dori din toată inima să citesc un raport de activitate pentru anul 2021 al domnului viceprimar și al domnului primar. Conform codului administrativ, greșește doamna secretar? De acord, pentru ședința din buget, eu vă pot prezenta, vă da, deci, și domnul viceprimar, știm, îl publicați și noi îl știm. Dacă avem întrebări, de pun. Mulțumesc frumos. Haideți să... Da, asta vrea să zic. Domnul primarul are făcut un anunț. Are făcut un anunț vis-a-vis de gaze. Datorită efortul depus de echipa de acumării, în special a domnului Soroiu, la sfârșitul anului 2021, am reușit să scoate de gazul urma a solicitărilor noastre la licitație un număr de vreo 2 km400 direcția de gaze. Deci toate documentațiile care s-au depus au fost aprobate. Cei care au semnat până la 1 ianuarie au reușit să semneze contracte. E vizat satul Nou Crihan, strada Lunului, Orhidei, Grădiniții, DN11, nu, Dealul Mare Ferarilor și Învățătorul Încescu, Valea Măgurii, toate, aici o serie întreagă de armonie din Crihan, clopilor, sunt foarte multe stări care vor intra la... vor fi intervenții de montare a rețelelor de gaze. Suma totală, așa, pe care am reușit să beneficiem, e 474.239 de lei. Eu zic că e un câștig bun pentru noi, pentru că altfel trebuie să-i suportăm din bugetul local. Și uite că datorită unei inițiative bune și a insistenților domnului consilier local și activității pe care le-a depus-o, am reușit să scutim banii ăștia și să aducem și utilitățile la o parte din cetățeni. De la 1 ianuarie s-a schimbat legea gazelor. Înțeleg că rămâne la... urmează să apară normele de aplicare, că rămâne la varianta inițială care era cu cofinanțare din partea de Algaș a Consiliului Local. Iar ce a mai rămas neprins în modernizare, va intra într-un proiect, vom face noi un proiect de extindere pe toate lungimile astea de drum. Cred că tot vreo 2 km dacă sunt. La Îndealul Mare nu am reușit pe partea din spate la dumneavoastră acolo. Picarea Unești, mă interesează. Picarea Unești, nu, deocamdată nu, de dar ar trebui. E semnat de domnul Țâmpu, cred. Cine pe colț ultimul acolo. Are semnat contractul, să scoate să scoase pe tronsoane la licitație. Urmează să mai scoate nu avem cale de acces, ca să vă spun. Mă exprim așa, către strada depozitului din spate. Am încercat, o să facem o ședință următoare, cred, dacă reușim să ne punem de acord până atunci, să găsim baza legală, să folosim ulița care duce de la DN11 pe lângă Niță, pe lângă racheta, dacă zic bine. Să putem duce conducta spate, pentru că pe la Luizie, partea de la Luizie, strada 3 Cruci este instalată pe lui Zicărugăra și nu putem lucra acolo, care însemna să facem investiții pe un alt OAT, ceea ce este interzis.
Și cam atât am rămas. Am mai rămas parte din drumul județean de la Armanului până la intersecția cu... până la limita de localitate cu Mărgineni, câteva străduțe prin Crihan și cam încheiem cu gazul. Și eu sper tare în vara asta să definitivăm acțiunea cu introducerea țelor de gaz în comuna Ogor. Cam astea, altceva ce să vă mai spun, am și o veste care nu e bună, nu e mult dacă ar trebui să o dau, dar s-a terminat licitația la canal, nu s-a prezentat nimeni. Nu e veste de loc bună, și eu sunt așa, parcă e real ce se întâmplă, e o lucrare atât de mare de amplă, dar deocamdată nu. O să mai fiți scoase din nou la licitație, vom vedea. Pe alte domenii, tractorul și utilajele despre care tot am discutat. Tocătorul. Cu tot ansamblul este documentația finalizată, o să trebuie să încheiem contractul cu firma câștigătoare să și livreze produsele. Avem contract încheiat cu Agrasportul să intre în execuție aici cu terenul sintetic. Avem documentația depusă pentru sală de sport la CNI. Am eliberat și autorizații de construire pentru 8,4 km pe drumul în primă urgență. Asfaltare, drumul în primă urgență. Urmează să fie scos la licitații de Compania Națională de Investiții. Așa, după cum știți, drumul bisericii este depus, e în fază de talii, pe Angel Salinii, urmează să intre în evaluare. Când va intra cu celelalte proiecte, cred că la februarie-martie, din câte înțeleg. Asta ca să vă fac așa o informare cât de cât la data la care ne aflăm. Noi cam cum stăm? Iluminatul public urmează să dăm certificatul de urbanism. Mai avem ceva lucruri de amănunt depus la punct acolo. Avem documentația topul, tot ce ne-am propus noi, sunt toate asamblate puse cap la cap. Cred că în 2-3 luni de zile maxim trecem la implementare. Da. Domnul vice, și cam atât era acum, și Vlad, parcă, nu? Nu, Răzvan, mă spus, Răzvan. Vă rog, Răzvan. Răzvan. Nu, băi, asta vreau și eu să ne întreb și domnul primar despre iluminatul public, dar cum a lămurit și vreau să mai vă rog, domnul vice, domnul primar, sunt străzile astea laterale, cel puțin pe Solor, nu știu, primarul ăla poate se colectează cu noi, unde sunt 4, 5, 6 familii și nu intră, străzile laterale. Și am înțeles din discuțiile anterioare că sunt zone unde nu poate intra mașina, dar nu neapărat peste tot, pentru că, vă spun, sunt străzi unde intră tirul de 16 metri, iar mașina de gunoi este destul de micuță față de un tir de ăla de 16 metri, un camion. Dar care este anumitul? Străzile laterale din Sohodon. Sunt private sau din domeniu? Nu, publice, de publice. Sohodonul nici nu avea străzi private, din fericire. Deci ei prin Sohodon, ca idee, nu, o secundă, ca să termin fraza și urmă. Ei în Sohodon vin doar strada principală, deci de la Dumitraș urcă pe artera principală și coboară pe partea asta la Vișelor, nu? Zic bine, domnul Vici, pe acolo. Și mai sunt câteva străduțe, vreo 4-5 străduțe laterale care cunoașteți unde nu intră și sunt oameni în vârstă care nu pot să-și ducă tomberonul la 200 de metri sau 100 de metri până la drumul principal. Deci, vă spun, inclusiv de zilea, când o să fie cazul. Este foarte adevărat, în fiecare săptămână, mai ales când mergem, și domnul primar știe și astăzi am avut aceeași problemă, nu pot să urci, pentru că iau mașini de vechi, probabil cauciucul de așa, și dacă nu i-a dat cu antiderapant, nu că zic, doamne, eu plătesc mașini. Problema este că nici mașina de antiderapant nu poate intra în toate drumurile. Unii poate intra, pentru că e o problemă mai veche, care am mai vorbit-o. Asta este ca o rugăminte, nu este absolut adusă, Doamne ferește, nu, nu. Trebuie insistat, pentru că chiar sunt oameni în vârstă care nu pot să zică gunoiul și dar nici în oraș nu poate, că știți că sunt amendați dacă îi prind cu... După ședință să-mi dați străzile la urmă, să-și dați ce vreau situații. Situații punctuale, Da, Castanilor, într-adevăr, e o mică problemă, dar și acolo. La ieșire jos, la
la, la Moise acolo. Da, e, nu mai sunt ei acolo, domnule, că am nu, dar dacă, de exemplu, la Cavaleriu, eu văd o, o soluție, adică poate să meargă până la Moise sau să urci și când vine pe Vălcică, pe uliță, poate să meargă în partea asta până la, că doar aici e Halai. Și l-a luat, adică din două părți. Nu poți să aduci Vălcică și Vălcică chiar și nu mai, mai a pusului și cornului. Am schimbat șoferii. Șoferii problema. Eu am zis că de capul viceprimar nu am problema asta. Dar eu vă dau altă sugestie, dacă, dacă permiteți, vă dau altă sugestie. Haideți să facem, domnul vice, ascultați un pic să vă spun, haideți să facem câteva foia 4 la cei care vin să le avem un fel de hartă cu drumurile, zona Sobător, zona Crigar, și să-i dăm cu roșu, cu galben, cu niște culori. Domnule, ăsta este terenul, dacă este strada, deci cei de la Somai îi da hartă și îi spune zonele și așa. Și eu pot să-i urmăresc, îmi trimite și când unul spune că n-a fost pe strada respectivă, îmi trimite pe GPS traseul și dacă m-a fost, nu-i da, doamne, n-a fost. Deci eu știu fiecare că așa. Numai că după ce s-a semnat, mă urc contrar. Au angajat foarte mulți pe care nu știu traseul. De multe ori am fost eu sau am trimis cu cineva când era liber pe Ardean să meargă cu ei să le arate traseul. Până la un moment dat, la un moment dat chiar l-am acceptat cu ei în sensul, doamne, dar eu nu sunt angajat să arăt traseul. Trimite-mi cineva care, boala care, domnul care, sau domnii care stau în spate și spune, trimite-o cu unul dintre ei, dacă știi să arăt traseul. Mai sunt discuții? Mai sunt? Nu? Bun. De fapt, ședința închisă.